străjeri ancorat pe înălțime. Mai e puțin și mirele vine. Slăvit să fie mirele nostru, dragă. El vine, vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și o lumină puternică. Glorificat să fie cel ce vine. Mesajul cântării era nu te lăsa. Nu renunța. Nu renunța la luptă, indiferent ce se întâmplă în jurul tău. Și psalmistul David în psalmul 29 spunea, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Amin? Amin. Și până aici zicem foarte bine, dar continuă versetul așa, închinați-vă înaintea Domnului. Și vin postmoderni și spun, cum vreți voi, nu contează, faceți ce vreți, că tot e în regulă. Dumnezeu e prea bun, spune Papa Francisc, cât să aibă reguli. Dumnezeu e prea plin de dragoste, de bunătate. De... Ascultați ce spune versetul. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt e așa. Nu-ți pierde podoaba. Trăim într-o societate în care se înregistrează pierderi imense sunt pierderi de domeni financiar, sunt pierderi de domeni de marketing, sunt pierderi în foarte multe categorii și în foarte multe pături sociale, politice, religioase. Sunt oameni care pierd milioane de euro și ei zice, măi, e foarte grav, e dificil, cea mai mare pierdere este să-ți pierzi podoaba. Pentru că se spunea în această dimineață, sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu în secolul I, în secolul II, maxim în secolul XIX, XX. Am ajuns în mileniul trei oameni buni. Cum adică e la fel? Podoaba sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Și câte vreme mai bate ceasul pe mâna ta sau pe, pe rete, câtă vreme mai ai suflare și mai ai existență, Duhul Sfânt îți cere, nu-ți pierde podoaba. Orice ai pierde în 2022, nu-ți pierde podoaba orice ai pierde în ultimele zile din 2021, nu-ți pierde podoaba. Cum să nu-ți pierzi sfințenia? Chiar dacă suntem înaintea unei rugăciuni pentru cauze, pentru probleme, să știți că marea majoritate ale problemelor noastre sunt pentru că am început să rupem din podoabă. Am început să mai așa cosmetizăm podoaba care nu mai e așa cum trebuie să fie. Sfințenia. 1 ca să nu-ți pierzi podoaba, părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Și să reținem cu toții. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Ne-am uitat la acest grup deosebit, extraordinar, ca la niște sfinți. Domnul să-i binecuvinteze. Însă să știți că Duhul Sfânt mi-a zis că și ei se află în această situație periculoasă, la fel ca mine. Ca oricare dintre noi, există pericolul să ne pierdem sfințenia. Există pericolul să accesăm zone nepermise de Dumnezeu. Iosif este un om extraordinar de sfânt. Era un om la care nu puteai să găsești nicio greșeală. A fost crescut bine, avea o haină specială, Chiar și-l invidiau frații lui pentru haina aceea deosebită, haină regală. Și la un moment dat, diavolul a pus ochii pe el și a zis, de data asta l-am terminat. A încercat de mai multe ori, spune Biblia, Satan, prin mișloacele lui, să-l atace pe Iosif. Și într-o zi Iosif a fost agresat. Și Iosif a zis, chiar dacă îmi pierd haina, nu îmi pierd podoaba, nu îmi pierd sfințenia. Chiar dacă pentru această pierdere și pentru că nu-mi pierd podoaba, sfințenia, va ajunge în pușcărie între 5 și 8 ani. Care dintre voi ați avea gândul și v-ați putea imagina să ajungem careva dintre noi într-o astfel de situație? Pentru că nu ne-am pierdut podoaba. A fost Dumnezeu drept cu el? Da sau nu? Lăudați să fie în numele Lui! Lăudați să fie în numele Lui! când societatea a zis și-a pierdut ireția s-a distrus, va vai de capul lui. Nu-l mai știe mama, nu-l mai știe tata, nu -l mai știu frații, nu-l mai știe soră sa Dina. Nici măcar nu mai avea de ce să-l știe Dina. Știți dumneavoastră de ce? Nimeni nu -l mai știe. Cineva îl veghea. Cineva era cu ochii pe el. Și cineva a zis, pentru că băiatul ăsta nu și-a pierdut podoaba sfințeniei, stau cu el și în penitenciar. Aliluia lui Dumnezeu! Aliluia lui Dumnezeu! Orice va fi să vină peste noi și peste România, deși ne rugăm pace, pentru pace, pentru binecuvântare și noi zicem, Doamne, binecuvintează România! Granițele României să fie protejate de sângele lui Isus Hristos. Garda regească, îngerească a lui Dumnezeu să fie la colțurile și la granițele României. Și cine vrea asta să zică amin, lucrează, Doamne, pentru asta. Dar orice ar fi să vină, dacă îți păstrezi sfințenia, Dumnezeu va fi cu tine. A intrat în pușcărie și spune Biblia, Domnul a fost cu Iosif. Așa încât i-a făcut trecere în fața șefului temniței, acelui om care era capitan. Și Domnul a fost cu el. Și într-o zi s-a creat un coloar roșu. Și din nou era aproape, aproape să-și piardă sfințenia. Pentru că era testat cu duhul de mândrie. Și când împăratul faraon a zis: Am putea noi oare să găsim un alt om, un alt tânăr în care să fie duul lui Dumnezeu decât Iosif? Să vină repede. Am auzit că orice asculți, orice vis, imediat ce l-ai ascultat, îl și interpretezi. Deci, excepțional, i-a zis cu alte cuvinte. Și era pe muchie de cuțit să-și piardă sfințenia. Se parcă îl văd pe Iosif tremurând cu mâna. A zis: Nu eu, ci Domnul. Dumnezeu va da un răspuns potrivit. Pentru că tălmăcirile sunt ale Lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Părăsește și să părăsim oricare dintre noi, orice anturaj în care se produce păcat. Diavolul vine în și spune, o, oh, nicio problemă, frate, lasă că tu nu mai stai la masă cu el, tu nu bei, tu dialoghezi, tu discuți. Deavolul vine la câte o tânără, la câte un tânăr și zice, nicio problemă, ascultă-mă, tu ești din familie de pocăiți, tu poți să mai mai flirtrezi cu niște băieți de ăștia care nu-s chiar serioși, că până la urmă trebuie să te măriți și tu, nu? Părăsește orice anturaj. Îmi doresc ca în urma acestei întâlniri să se ia decizii noi, să se ia decizii de pocăință, să se șteargă anumite prietenii de pe de socializare să scoți afară numărul ăla de telefon care te-a dus înspre păcat și să-i spui lui Dumnezeu din această zi, Doamne, vreau să nu mai pierd podoaba, vreau să fiu sfântă și sfânt în numele Lui Isus Hristos. Lucrează, Doamne, pentru asta. Poate e o zonă unde știi că acolo când ajungi, în zona aceea, începe să se bârfească, începe să se povestească, judecată, nemulțumire, ranchiună, nimeni nu-i bine, pastorii nu-s bun, slujitorii nu-s bun, comitetul-i praf, vai șamar de toți, oprește-te, soră! Oprește-te, frate! De ce mai mergi acolo? De ce mai apelezi acel număr de telefon? De ce mai ții legături cu astfel de persoane care te duc într-o zonă periculoasă? Ai grijă azi un pic, mâine încă un pic. Și într-un final se va scrie despre tine ce era în profeție, că vei fi înlocuit să ne ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu. Ne strigă Duhul sfânt în dimineața și ne spune: Nu-ți pierde podoaba! Părăsind orice anturaj în care se produce păcat. Mi-am gândit că eram la o întâlnire de red și la final de program a venit plângând, așa se, se, se scutura de plâns o adolescentă de 15 ani. Acolo, în preajma fraților, a zis așa mai înșoaptă: Frate, am o prietenă de vârsta mea, e colegă de școală. Din cauza ei ajung la și mi-a spus ce? Ce să fac? să scap. I-a spus, de azi încolo, Domnul îți cere să nici măcar să nu-i mai scrivi un mesaj. Să nu te mai întâlnești cu ea. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Doi, nu-ți pierde podoaba, fii precaut. Diavolul e foarte, foarte șiret. Diavolul mai întâi vine într-un mod agasan, când te vede că ești pe poziție, vine prin circumstanțe care să fie favorabile aparent, dar care să fie groasnice ca și consecințe. Trebuie să spun și asta. Asta e. Fii foarte precaut. Nu mă mai umește faptul că sunt oameni botezați care mai consumă bere fără alcool. Și sunt aici să spun adevărul. Pentru că Duhul Sfânt a strigat ieri și a zis, cei ce ați fost afectați de tutun și de alcool, și eu biblic am curajul să zic și de bere fără alcool, să fie ziua eliberării, să fie ziua transformării în numele Lui Isus, Ziua transformării în numele Lui Isus. Pentru că sunteți foarte mulți tineri, vă dau un caz a unor tineri. Eram la o întâlnire de tineret, și la final de program, undeva la o oră mai spre seară, 8 și ceva, nu, nu, cobor bine de la învon, că vine un tânăr la mine și îmi pune o întrebare care m-a șocat. Și îmi zice, frate, mai am încă trei băieți cu mine, suntem patru de toți, noi toți suntem din familii de pocăiți, special, oameni deosebiți, îi cunoșteam pe părinții lor, pe majoritatea. Uite, vrem noi toți patru să luăm patru beri fără alcool, le luăm cu noi, mergem la un apartamentul unuia dintre noi, le punem un frigider, ascultăm în living predici și cântări pe YouTube, că diavolul e foarte șmecher, încearcă să creează diversiune, să creeze. E păcat sau nu? A spus asta la o conferință în Spania și un așa, un solidoc, un puternic, o zis, dacă e fără alcool, nu, no, mai predică, frate, frate. Ce ți s mai zis? Stați că la fel am spus. M-am șocat, a fost un șoc pentru mine, pentru că am, am coborât de la predică. Adică, nu a venit cu o întrebare gen, e păcat să treci pe roșu la semafor? Apropo, e păcat? Da, <laughs> zis, treceți pe, pe roșu, fraților. E păcat să treci pe roșu la semafor, da sau nu? Da, garantat. Noi trecem pe verde, amin. Nu zis toți, vi frică. Vedeți, că să vă responsabilizează. În 2022, numai pe verde, da? Doamne, ajută. Doamne, ajută pe toți. Să treci pe trecere de pieton pe verde. Așa e legislația, codul rutier. Se zice amin. Ajută-ne, Doamne. Dar nu au venit cu o întrebare de asta. Au venit cu o întrebare din zona gri. Și Duhul Sfânt mi-a zis, întreabă-L de ce au venit la tine. De ce nu mergi la unul de pe stradă? De ce a venit aici, în biserică? Și apoi Duhul Sfânt mi-a zis să-L întreb. Și să-i spun, am să te întreb ceva. Înainte să vii la mine, te-ai gândit măcar puțin, puțin, dacă e păcat. Și el foarte sincer că nu știu ce urmează, a zis, da, m-am gândit. Ei, tu vrei un verset biblic, așa -i? Am bătut din unul. Unu 1 în 5 cu 22. Ce scrie acolo? Feriți-vă de ce scrie asta cu cultului pentecostal. Asta scrie acolo. Feriți-vă de cei foarte grave, de păcate capitale, cum le numesc anumite religii. Nu. Feriți-vă de orice se pare rău. Diavolul vrea să ne urmărească pe fiecare dintre noi și nu numai vrea. Are cohorte demonice dacă ne-am dat noi seama într-o fracțiune de secundă de câte atacuri demonice ne păzește Dumnezeu, uneori n-am mai putea dormi noaptea. Suntem sub securitatea lui Dumnezeu. Suntem sub protecția lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu ne oferă protecție. Nu putem ieși din imăși, măcar din casă și să fim siguri că ajungem la biserică, chiar dacă trebuie să parcurgem doar 2 km sau 500 de metri fără protecția lui Dumnezeu. A fost Dumnezeu cu noi în 2021. Faceți-mi un semn, vă rog. Aleluia Dumnezeului nostru. Glorie Dumnezeului care a fost cu noi 24 din 24 de ore. Și pentru că Dumnezeu vrea să fie cu noi și în 2022. În această zi strigăm: Aleluia! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Securitatea lui Dumnezeu este 24 din 24 de ore cu tine, cu frații tăi, cu surorile tale, cu familia ta, cu părinții tăi. Suntem întregi și avem mintea întreagă, avem sănătate, nu avem nevoie de oxigen, nici măcar de aparate. Și suntem aici nu datorită nouă, ci datorită lui Isus Hristos. Glorie lui Isus Hristos! Glorie lui Isus Hristos! Securitatea lui este pentru noi cea mai mare binecuvântare. Însă Domnul zice, sunt lucruri de care trebuie să te păzești tu. Feriți-vă de orice se pare rău. Îți dai seama că un lucru nu-i chiar așa de grav. Reușești să-ți dai seama că te duce într-o zonă periculoasă. Ferește-te! De ce îți place să mergi pe muchie de cuțit și mai merge câte unul, vorbesc la modul figurat, cu bicicleta, într-o roată? Dar se dă mare, vrea să arate că ce tare e el. Niciunul dintre noi nu suntem tari. Cine ne ține pe noi puternice cuvântul lui Dumnezeu. Cine este cu noi și cu casele noastre este Isus Hristos. Cine ne protejează și este de partea noastră, e marele rege și strig din toată inima. Mulțumesc, Iisuse! Mulțumim fiecare dintre noi, amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Nu-ți pierde podoaba. Părăsește orice anturaj în care se produce păcat. Fii precaut. 3. Perseverează în disciplinele spirituale. Perseverează în rugăciune. Perseverează în citirea Bibliei. Perseverează în post. Dar nu cu cola, cu gumă de mestecat, cu verdețurile mare roșu, vișini galbene și tot felul de invenții de astea teoretice. Noi postim Biblie, fără să mâncăm și fără să bem, amin? Mergea un amin mai tare aici, într-o lume extrem de postmodernă. Noi postim cu adevărat și știu că astăzi sunt mulți în jerfă. Știți de ce Dumnezeu dă har în astfel de întâlniri? Pentru că sunt oameni care stau la dispoziția Lui Dumnezeu și caută cu sinceritate fața Lui Dumnezeu, care sunt interesați de înaintarea Evangheliei, mai împing puțin la carul Evangheliei să mai meargă puțin înainte, în numele Lui Iisus. Frecventează biserica locală. Disciplina numărul 4 spirituală în care trebuie să perseverăm nu numai în 2022, toată viața, este frecvența la biserica locală. Dacă la biserica ta locală nu mergi, am mari semne de întrebare legate de Sfințenia ta. La biserica locală, că e marți, cum e la Betania, că e vineri, că e o întâlnire în care sunt numai puțin, nu știu de unde vii exact. Indiferent cât sunt, dacă e numai cinci, tu fii la șaselea. Tu fii acolo în prezența lui Dumnezeu. Perseverează în disciplinele spirituale. Patru, fii plin de Duh. Amin? E tot mai mare nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Efeseni 5 cu 18, nu vă îmbătați de vin, dar beți mă pe la colțul, să nu știe nimeni. Luați câte un păgărel, că și medicii specialiști vă spun că e în regulă. Când va asta și alte religii, așa scrie Biblia. Vă rog să știți cu voce tare. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbă. Din potrivă, fiți plini de Duh. La orice vrem full options Dacă mașina noastră se poate să aibă toate opțiunile, Sororile care au bucătării dotate ar vrea din priviri să se deschidă dulapurile. Dar Să se rezolve mâncărurile rapid, roboți inteligenți, orice vrem. Super dotare. Să fim plini de opțiuni pe pământ. Dar când e vorba de Duhul Sfânt, și ce întrebare se pune? Frate, pot să ajung în rai fără să fiu botezat cu Duhul Sfânt? Mentalitate de nota 450. 449 aproape. Adică cum să ajung cumva în rai și să se împingă ușa după mine? Să mă și lovească. Ușa raiului nu se închide. Iisus Hristos este ușa. Cine intră acolo este într-o relație reală cu Domnul Iisus Hristos. Este plin de Duhul lui Dumnezeu. Proclam ca peste Cluj, Napoca și peste localitatea de unde vii tu, peste biserica locală, să coboare Duhul lui Dumnezeu. Sunt vremuri pandemice dificile, însă Duhul lui Dumnezeu nu are voie să fie blocat. Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie manifestat în plinătatea Lui vreau și rostesc în numele lui Isus să se ridice proroși dintre voi, să se ridice văzători, să se ridice oameni care s-au de la Domnul, să împartă Domnul în 2022 dar de cunoștință, dar de vorbire despre înțelepciune, darul credinței, puterea lui Dumnezeu să fie manifestată într-un mod supranatural, dar pentru asta trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Ajută-ne, Doamne, pe toți. Cinci în Nu-ți pierde podaba Sfințeniei. Predându-te Domnului cu promisiuni e final de an. Se trag linii. Și noi românii mai ales ne-am obișnuit ca la final de an să facem promisiuni. Dar nu pentru că e final de an, ci pentru că nu vrem să pierdem cerul. Pentru că Sfântul, autor al epistolei către evrei, și ce spunea? Urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni. Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și fratele citea din 2 Cronici 20. Știți când a început să intre Dumnezeu în tabăra a amoniților și a celor din muntele Seir, ca să arunce în vălmașa la între ei și să se bată între ei, să fie învinși, auto învinși Știți când? Știți când? În momentul în care în învoire cu poporul, cântăreții pe linia întâi, îmbrăcați cu podabe sfinte, au început să sune și să spună, lăudați pe Domnul, că ce îndurarea Lui ține în în Îndurarea Lui ține în viac. Armate de cele trei mărșăluiau tot mai multe, erau tot mai aproape de Iosafat și de împărăția lui. Și ei erau slabi și au mărturisit: Suntem slabi și nu știm ce să facem. Însă Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Vă este frică de viitor pentru 2022? Vă este frică să vă întemeiați o familie, dragi tineri necăsătoriți, fete și băieți? Nu vă mai temeți, încredeți-vă în Dumnezeu! să ne punem toată încrederea în Dumnezeul cel atotputernic, familii care le este frică să accepte copiii în casele lor pentru că s-ar putea să se întâmple ceva grav în viitor și vor spune că vor fi deja copiii lor. Nu! Copiii dumneavoastră, copiii noștri, familiile noastre, bisericile noastre nu vor fi deja. În fruntea noastră merge Isus Hristos! Isus Hristos! Biruitorul biruitorilor și strig din toată inima, glorie lui Isus! Glorie lui Isus! în 2022, dacă ne păstrăm podoaba Sfințeniei, Dumnezeu va fi cu noi. În grope adânci ale leilor, Dumnezeu va fi cu noi. În cuptoare în de șapte ori mai tare, Dumnezeu va regla temperatura cuptorului. Pentru că avem un Dumnezeu viu. Cine crede ca și mine să spună amin, glorie lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați, tineri și adolescenții bisericii.